Salutare, sunt Ursu. Nu am ce mare lucru pe post de intro. Apar puține chestii interesante săptămâna aceasta. Începe sezonul de primăvară, vorba vine pentru animațiile japoneze, deși cred că a început deja de vineri, dar în fine. Le găsiți pe Crunchyroll, câteva apar și pe Hulu, s-ar putea să apară câteva și pe Netflix, nu știu exact momentan. Oricum, putem începe. Luni, glumă de 1 aprilie. Câteva serii, The Magic Prank Show with Justin Willman pe Netflix și The Cinnamon Fix, primul sezon pe HBO Max, ceva documentar. Marți, 2 aprilie, o miniserie pe Netflix, Together, Treble Winners, documentar despre Manchester City de sezonul trecut, în fine. E un joc, Mini Shoot Adventures pe Steam, ceva shoot-em-up gen, pare interesant, trecem peste. Miercuri, 3 aprilie, câteva seriale, American Horror Story, sezonul 12, partea a doua pe FX și ziua următoare pe Hulu, Files of the Unexplained, primul sezon pe Netflix, și tot pe Netflix o miniserie, Crimes in Berlin, Nightlife Killer, se termină primul sezon din The New Look pe Apple TV+, Plus. E un joc pe Steam, Anonymous Hacker Simulator. Joi, 4 aprilie, câteva filme, muzica pe Amazon Prime și The Tearsmith pe Netflix. Tot pe Netflix câteva seriale, Crux, primul sezon, producție germană, cred. Și o miniserie, Ripley. Se termină Tokyo Vice, sezonul 2 pe HBO Max și Invincible, sezonul 2, partea 2 pe Amazon Prime. Câteva jocuri, Beat Slayer pe Steam, Hidden Planet 2 pe console, seamănă puțin cu Sonic ca și gameplay. Turbo Golf Racing pe toate platformele în afară de Switch iese din Early Access. Vineri, 5 aprilie, câteva filme în cinema, începe cu premiera internațională, The First Omen, Horror, Monkey Man, ceva thriller, A Difficult Year, producție franceză cu avant-premiere de miercuri, Big Trip 2, Special Delivery, animații mai veche, Jeff Koons, A Private Portrait, documentar. Acum pe streaming, pe Netflix, The Antisocial Network, Memes to Mayhem, tot un documentar și Scoop, e o dramă cu tipă de un dosar X. Seriale, Alex Rider, sezonul 3 pe Vivi, e final de serie, Monsters at War, sezonul 2 pe Disney Channel, în 5 mai o să apară și pe Disney+, Plus. Parasite the Grey, primul sezon pe Netflix, ceva sci-fi horror. Sugar, primul sezon pe Apple TV+, Plus, e cu tipul din Combut. Jocuri, Withering Rooms pe toate platformele în afară de Switch, Biomorph pe Steam, un fel de Souls-like, Metroidvania. Sâmbătă, 6 aprilie, un stand-up special pe HBO Max, Alex Edelman, Last for Us. Duminică, 7 aprilie, apar câteva chestii, le găsiți în descriere. Cam atât pe săptămâna aceasta, mersi că v-ați uitat și o zi faină.